Ceasurile se dau înapoi în acest weekend. Noaptea de 26 spre 27 octombrie va fi practic cea mai lungă a anului, pentru că ora 4 va deveni ora 3. În ciuda faptului că la nivel european s-a decis renunțarea la schimbarea orei, decizia definitivă nu a fost încă luată, așa încât cel puțin anul acesta și la anul se va continua această practică. Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa, oferind statelor membre libertatea de a decide ce oră vor să păstreze, ora de vară sau ora de iarnă. Țările membre ale Uniunii Europene trebuie să informeze Comisia asupra alegerilor până în aprilie anul viitor, apoi să se coordoneze cu executivul blocului comunitar, astfel încât deciziile individuale să nu afecteze funcționarea pieței unice. CFR Călători informează că începând din 27 octombrie se va trece la ora Europei Orientale, cu două ore în plus față de GMT, schimbare care nu modifică mersul trenurilor în vigoare. Trenurile de călători aflate în circulație după ora 4, ora oficială de vară, vor opri în stațiile de pe parcurs stabilite unde vor staționa până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale. Conform deciziei Parlamentului European, țările care decid să mențină permanent ora de vară vor efectua ultima schimbare în acest sens în ultima duminică din martie anului 2021, iar țările care preferă să rămână la ora standard sau de iarnă își vor putea schimba ora pentru ultima dată în ultima duminică din octombrie 2021.